NFT-uri în sus, NFT-uri în jos, toată lumea a auzit azi de NFT-uri. Mai ales dacă petrești timp pe TikTok, nu are cum să nu fie apărut unul din acele videouri în care cineva vorbește despre NFT-uri. În acest video, în video de azi, nu o să stau să spun ce este un NFT, să-ți explic ce este un NFT, fiindcă sunt destui oameni care fac asta și nu vreau să-i las șomeri. În schimb, o să-ți arăt cum să creezi dintr-o simplă fotografie, de exemplu, un NFT, pe care apoi să-l încarci, să-l listezi gratuit pe OpenSea. Cu alte cuvinte, în tutorialul de azi o să înveți cum să creezi o colecție de NFT-uri și cum să o listezi pe OpenSea, în speranța că cineva se va îndrăgosti de colecția ta și va cumpăra acele NFT-uri și tu vei deveni milionar. Orice e posibil, mai ales dacă ești o persoană creativă, căreia, de exemplu, îi place să facă fotografii. Și înainte să trecem la tutorial, nu uita să vă abonați acestui canal, aș aprecia acest lucru. De asemenea, găsiți în descriere și în primul comentariu un link către grupul nostru de Telegram. Dacă aveți întrebări acolo, mă găsiți acolo și vă pot răspunde cu drag. Acum, hai să mergem să învățăm cum să creăm și să listăm un NFT. Ok, deci acesta este marketplace-ul pentru NFT-uri. OpenSea este, dacă nu cel mai mare, unul dintre cele mai mari din lume. Și înainte să vă arăt cum să creezi și cum să încarci acel NFT, trebuie să menționez un lucru. Pe OpenSea nu o să te coste nimic să-ți încarci, să urci și să mintezi NFT-ul și să-l pui la vânzare. Dar, în schimb, o să te coste software-ul care transformă fotografia ta în NFT. Am încercat să găsesc câteva gratuite pe web, dar, din păcate, nu am găsit niciunul. Așa că dacă ești printre cei care știe un software gratuit pentru a transforma o fotografie într-un NFT și te uiți la acest video, te rog, lasă un comentariu și cu un link și pentru alții ca să se poată folosi de el, fiindcă v-am zis, eu am încercat, am căutat, dar majoritatea, mai ales cele care îți dă posibilitatea să creezi un NFT de calitate, sunt de plată. Personal îl folosesc pe acesta, goart.fotor.com. Nu este foarte scump, să nu credeți că este foarte scump, este undeva la $3 pe lună abonamentul, ceea ce mi se pare destul de puțin, având în vedere că nu te poți aștepta să nu investești nimica pentru a crea ceva de calitate. Așa că la $3 pe lună vi-l prezint pe acesta, vă arăt cum se lucrează cu el. Însă menționez din nou, dacă cumva știi un creator, un software care creează, care transformă din fotografie în NFT și este gratuit, te rog, lasă un comentariu ca să se poată folosi de el și ceilalți user și o să-ți mulțumim, o să-ți fim recunoscători. Acum hai să vă arăt cum se folosește acest creator, să-l zic așa, sau software care transformă fotografia în NFT. Prima dată trebuie să te loghezi, bineînțeles. Eu, Alex, să mă loghez cu contul meu de Google. Așa. Bun, m-am logat. Abonamentul meu este deja plătit, așa că trecem la pasul 2. Pentru ăsta ai nevoie de o fotografie. Eu am creat câteva, o colecție de NFT-uri cu pisica mea, că asta mi-a venit în cap prima dată. Dar pentru testul de azi o să folosesc această fotografie, și anume bețișoarele parfumate. Am făcut o poză la bețișoarele mele parfumate și o să creez o colecție de bețișoare parfumate. Apeși pe ea, se încarcă aici automat, se procesează și din fotografia normală o să obții ceva de genul. Dacă ești mulțumit, îi dai direct download, dacă nu, poți să încerci diferite stiluri care le vezi aici. De exemplu, dacă schimb aici, o să-mi transforme fotografia într-un alt stil de NFT. Aici depinde de fiecare cu ce se mulțumește. Vedeți, acum este puțin diferită. De exemplu, dacă vrei să-ți iasă alb și negru, o să-ți iasă așa. Mai fiecare poate să-și aleagă una din toate opțiunile astea. Dacă vrei, testează-le pe toate, vezi care ți iese cea mai frumoasă. Personal o folosesc pe prima pop art, fiindcă îmi place acest stil. Așa că hai să descărcăm această fotografie și după aceea să mergem pe OpenSea. Prima dată, bineînțeles că trebuie să te conectezi cu wallet-ul. Eu îl folosesc MetaMask-ul. MetaMask-ul meu este legat la Trust Wallet-ul meu. Dacă nu știi cum să faci asta, vezi că există un video aici care o să-ți arate cum să conectezi MetaMask-ul la Trust Wallet-ul tău, dacă vrei neapărat. Dacă nu, poți să mergi direct înainte cu MetaMask-ul, așa. Odată ce ai făcut asta, te conectezi cu wallet-ul și după ce l-ai conectat, apeși aici, Create. Sign. Nu vei plăti nimic, ține minte, nu vei plăti nimic. Trebuie să mă asigur că sunt pe rețeaua Polygon, ca să evităm să plătim ceva, nu pe Ethereum, dar asta o să mai apară mai târziu. De moment, încărcăm imaginea, NFT-ul creat.
ăsta, îi dăm un nume, în engleză ar fi mult mai util pentru că o să ai acces la o piață mult mai mare de desfacere, ca să zic așa. Aici nu trebuie să pui nimic. Aici îi dai o descriere. La collection nu pune nimica pentru că o să ai opțiunea mai târziu să creezi o colecție separată. Aici la properties poți să pui niște cuvinte cheie, de exemplu. Supply-ul nu poți să schimbi. Există doar unul singur. Blockchain-ul. Și acum partea interesantă, ca să obții mintarea și listarea acestuia gratuită, treci pe Polygon, iar aici jos apeși Create. Bun, am creat Fruity Stick. Acesta a fost mintat. Acum, partea a doua, hai să-l punem la vânzare. Asta e pagina în care spui NFT-ul la vânzare. Hai să apăsăm aici Sell. Aici creăm prețul cât dorești. De exemplu, poți să pui să-l vinzi pe un Ether, dacă crezi că se va vinde. Până la urmă zice o vorbă, nu e prost cine cere, e prost cine dă. O să pun și eu 0.05, 28 de zile. Și aici sunt comisioanele. Service fee înseamnă că atâta o să-ți ia ei. Dacă se vinde, o să-ți ia 2,5%. Și aici este creator royalties. Asta o să vă explic imediat ce înseamnă când o să umblăm la setările colecției. Înseamnă că de fiecare dată când acest NFT se va vinde, dacă se vinde și îl cumpără altul și îl vinde și al îl vinde, tu vei primi 5% din prețul de vânzare. Venit gratuit pe viață dacă NFT-urile tale au succes. Complete listing. Sign. Sign. NFT is listed. Adică gata, NFT-ul tău este pus la vânzare. Oricine poate să-l vadă, oricine poate să-l cumpere și după aceea să-l vândă. Și acum hai să edităm puțin colecția aia cu royalties. Merge aici, My Collections. Create a collection. Asta este colecția cu pisicile mele. Pui la logo, poți să folosești aceeași imagine care o ai despre stick-uri. Așa. La featured image poți să pui aceeași imagine. Banner, dacă vrei ceva să pui bine, dacă nu, nu pui nimic. Aici îi dai un titlu. Asta e numele colecției, da? Fiecare NFT care îl vei crea, de exemplu, cu poze, cu bețișoare parfumate, îl vei adăuga acestei colecții. Dacă vrei să-i dai o descriere, îi dai aici, acum este doar de probă. Dacă vrei să-i bagi o categorie, îi bagi o categorie, îl pui la artă. Poți să pui câteva link-uri către site-ul tău, Discord, Facebook, etc., ce mai ai tu pe aici. Așa. Și acum, royalties. Aici creezi cât la sută vrei tu, cât la sută vrei tu să o obții din vânzarea ulterioară a acelui NFT. Deci prima dată când îl vinzi tu, vei obține 100% minus 2,5% comision. După aceea, când ulterior, și Doamne ajută să vinzi cât mai multe, cel care l-a cumpărat de la tine îl va vinde, tu vei câștiga 5% din ceea ce câștigă el. Și asta se numește venit pasiv, nu? Așa se fac bani, mai ales dacă creezi o colecție de succes care se va vinde și se va vinde și se va vinde. Vei câștiga o grămadă de bani. Aici la adresa wallet-ului spui adresa ta de wallet, unde vrei să-ți vină banii când se va vinde acel NFT. Alege aici rețeaua Polygon sau Ethereum, lasă-l pe Polygon că e gratis, sau cel puțin chiar dacă nu va mai fi gratis, e mai ieftin. Poți să alegi Ether, nu contează, vei fi plătit în Ether, dar în varianta Polygon. Alege aici cum vrei să fie configurată colecția ta. Apeși Create. Bun, acum colecția s-a creat, aici o să-ți apară toate NFT-urile care le vei crea în această colecție. Primul care l-am creat eu mai devreme, din păcate s-a dus în colecția mea de pisici, dar asta a fost un exemplu. Eu o să-l șterg de acolo și probabil o să-l încarc aici sau o să-l transfer dacă se poate. Dar tu când o să faci acești pași prima dată, o să poți să creezi colecția din prima și după aceea să schimbi setările cu royalties fees, cu nume, descriere, etc., etc. Acum e timpul să închei acest tutorial, sper că v-a fost de folos și sper să reușiți să creați o colecție de NFT-uri care se va vinde ca pâinea caldă, cum e vorba românească. Și înainte să zic la revedere, abonați-vă acestui canal, de asemenea alăturați-vă grupului de Telegram Armata HODL, găsiți linkul pentru acest grup în descriere și în primul comentariu. Mulțumesc, la revedere!